tot iubeam încă viața de hoinar. Tot așa o iubeam. Anturajul în care te-ai întors, acei băieți de la orfelinat, era un anturaj favorabil pentru tine sau nu? Nu. Ce se întâmpla? Ce făceați? Băutură. Băutură. Droguri. Dar droguri nu, vreau să, aici vreau să clarificăm ceva. Droguri doar de-astea iarbă prostească de asta. Altceva nu. Categoric. Uh-huh. Pentru mine asta era categoric nu. Deci cum alții se împung, nu știu cum se mai numească, praful este categoric nu. Dar de unde luați acea iarbă? Se cumpăra. Se cumpăra, da. Pentru asta se găsea bani. Erau oameni care se ocupau până în ziua de azi. Munceați cu ziua? Cu ziua, da, și pentru ca să fii veselit, te duceai și... Duceați toți banii și cumpărați... Nu chiar toți banii. E destul de scumpă din... Nu chiar toți banii, păi îți mai luai ceva de să mănânci și... Na, erai ca băieți, vreai să te distrezi. Îți părea că distracția și berea și țigara e tot ce e mai frumos în viață. Așa ne se părea nouă. Și la mulți astăzi la fel li se pare asta. Până înțeleg că... De fapt, asta totul este o minciună. Nu asta este fericirea. Așa înțelegeam noi. Anturajul, bineînțeles, că era foarte rău, da? Și eu, pentru cineva care era în anturajul meu, tot eram rău. Asta e ideea. Dar, până la urmă, totuși este partea bună și partea rea. Dar când ai înțeles că anturajul nu-ți face bine și dacă vei continua în acea manieră, nu vei ajunge foarte departe și ai luat o decizie diametral opusă? Foarte greu ori trebuie ca să înțeleg asta, pentru că era o dependență. Ați văzut o haită de lupi? Uh-huh. Unul fără altul niciodată. Mereu împreună, așa și noi. Cumva împreună, da? Așa eram deprinși. Așa ne era mai ușor să trecem peste multele alte momente neplăcute. Dar, când am înțeles, urmează să vă povestesc, asta a fost deja când m-am întors în Chișinău, de la nord am venit la Chișinău. Dar până atunci am avut o întâmplare foarte, foarte tragică și, deci, șocată pentru mine. Eram iarna, 14 ianuarie, e Sfântul Vasile la Iedeniț. Urma să fie un concert, să vină vedetele de la Chișinău, na, și eu eram cu un băiat ca să, la concert. Îmi plăceau artiștii. Și nu știu cum am plictisit și am spus, haidem la bir, la bar, dar acolo să ne odihnim. Și în acel moment, băiatul care eram eu, îl vede pe fratele meu și spune, fratele tău a venit. El e pe stradă. Spune, n-are cum fratele meu e la Chișinău. Și am mai insistat el, l-am ajuns pe el, pe acel băiat, mi-am cerut scuze și că mă tot e fratele meu. Și am spus, Iacob, tu de ce nu mi-ai spus că ai venit? El, na, au găsit careva scuză, ne-am dus cu el, am cumpărat băutură, hai să servim, să ne bucurăm și mai departe. Că ne-am văzut de foarte mult timp cu el, nu ne-am văzut. Dar eu nu știam ce urmează, ce se întâmplă. Și după ce am finalizat toată odihna, fratele meu a ieșit din casă, nu mi-a mulțumit. El era cu un prieten de-a lui și cu fosta lui prieten era. Bineînțeles că eu eram servit foarte tare. L-am ajuns pe el, disculță, fără încălțăminte, iarna pe gheață, și am spus, Iacob, cum? Vii în casă, pleci, nu mulțumești, și într-o noi s-a iscat o ceartă. Ca frații, a început să ne certăm. Acum, băiatul care era acolo, cu el, a vrut cumva să ne despartă. E un lucru bun. Dar i-am spus, uite, lasă-ne, suntem frați, ne certăm, ne împăcăm. Și am început între noi de la ceartă, la cuvânt, la bătaie. Și în timp ce ne băteam eu cu fratele meu, băiatul ăsta care era... Deci eu nu știam că el are cuțitul în mână. Eu am gândit că el m-a dat cu cotul. Am simțit trei coate în spatele meu. Și am simțit că înăuntru meu în plămâni ceva mi s-a blocat. M-am sculat, da? Deci am oprit totul, că am simțit că ceva nu e în regulă. Dar eu dacă eram servit, eu nu știam ce se întâmplă. Sângele fierbinte. Și n-am simțit nimic din durerea aia mare. Și când am ajuns acasă, dar până să ajung acasă, m-am întâlnit cu băieții, încă serveam afară pe drum. Când am ajuns în casă, căldura de la casă m-a dat jos. Eu am căzut jos fără cunoștință. Băieții s-au speriat, au spus, mă, ce s-a întâmplat? Zic, m-am bătut cu fratele meu. Spun, tu nu ești bătut, la tine tricoul e plin de sânge. M-au dezbrăcat și când am văzut, fără cunoștință. Ambulanță, poliție, tot era parcă într-un film, ca în tuman, așa vedeam totul. În spital, la 20, când m-am trezit dimineața în spital, am simțit că ceva nu e în regulă. Stăteam așa pe o parte. Aici ceva începea să borfâie, da? O doamnă mi-a spus mie, chiar era cu mine, mi-a spus că ți-o tăiat rărunchiul. Eu așa tare am început să plâng, rărunchiul cu un rărunchi, e greu să muncești. Totuși mă gândeam la muncă. După asta, am aflat că nu, că e plămâie. Deci băiatul a introdus trei cuțite în mine, stânga, dreapta, stânga, și atunci când a vrut să mă dea, el s-a rupt în mine. Și a rămas cu mânierul în mine. Și așa un cuțit a rămas în coastă
și în plămâiul meu. 3 zile am stat cu acest cusit în plămâi, medicii nu se uitau la mine deloc. Pentru că dacă nu ai pe nimeni, așa e sistemul la noi. Eu nu știu cum este azi, că n-am ajuns în spitale, slavă Domnului, dacă nu ai pe nimeni, nici nu te cheamă. Nici n-ai un nume pentru medici, pentru unii. Nu pot să spun că pentru toți, nu e corect. Dar Dumnezeu e Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă a promis că eu sunt tata orfanilor, a văduvilor și a străinilor, El nu te lasă niciodată. Și a venit un medic, n-am sunut niciodată, în halat alb, părul sur, și a spus așa, iertați-mi expresia, luați-l de aici, că v-ați dohni ca un câine. Au venit medicii, m-au luat, m-au pus pe un alt pat, m-au dus în alt salon, de viu, de viu, fără anestezie. A luat așa o șurubelniță lungă și mi-au introdus-o în coa. Și de aici au scos o țeavă de aia subțire și am început să respir și au început să curgă sânge și punoi, borcanul și am început să respir. Trebuia să vii smurdu să fac operația atât de urgent, pentru că plămânul nostru e așa, el s-a blocat, el s-a făcut mic și era o problemă foarte mare. A venit medicul, deci de la Chișinău, a venit la Edines, mi-au făcut operația, operația nereușită și trebuie să mă duc la Chișinău. Da? Și eu, în ziua aceea, când trebuia să mă pregătesc de operație, am spus, Doamne, iartă-mă, te rog, și dacă îmi pare rău ceva, la mei 21 de ani, n-am iubit și n-am fost iubit. Deci de două lucruri mi-a părut rău. Nu de bani, nu de casă, nu de mamă, nu de tată, nu de mic, nici de soră, de frate. Două lucruri. Vreau să iubesc și să fiu iubit. Pentru că la școală niciodată nu s-a spus, mă, tu ești bravo. Deci evreii, dacă se uitați la evrei, evreii, când dau naștere unui copil, de mic îi vede inclinația și spune, tu ești cel mai bravo, tu ești cel mai ok, tu ești cel mai fain, tu ești prințul meu, tu ești minunat și îl încurajează. Asta trebuia nouă. Că atunci când cineva te încurajează, ce apare? Pofta și dorești. Și dacă simțeam lipsa de iubire, asta am spus, Doamne, două lucruri îmi pare rău. N-am iubit și n-am fost iubit. M-am pregătit pentru operație, operația nereușită, la Chișinău, iarna, într-o mașină de aia veche, Jiguli, veche, borcanul, cu mine și m-am adus la Chișinău. Când m-au primit pe mine medicii, eu au rămas mirați și șocați. Cum m-au adus pe mine? Bineînțeles că m-au internat, a venit chirurgul Igor Ivanci, n-am sunat niciodată și mi-a spus, pregătește-ți sponsor. Eu am înțeles ideea. Aici, fără mită, nu merge. Și Dumnezeu mi-a dat curaj. Igor Ivanci, iertați-mă, eu nu am de un sponsor. Eu i-am spus că eu nu am pe nimeni, eu nu am nimic. El s-a schimbat la față. Ochii lui au devenit ochii cei mai blânzi. Și din ziua aceea el mi-a devenit mie ca tată. În fiecare dimineață venea la mine și mă încuraja. Și eu întrebam, eu am străiesc? I-am spune, eu nu știu, eu nu-s Dumnezeu. Dar promit să fac tot posibilul ca să te salvez. Și când m-au pregătit de a doua operație, n-am să uit niciodată. Am pus mâinile așa și imaginea, cum am pus mâinile, l-am văzut cum l-aș vedea pe Iisus pe cruce. Și am spus, Doamne, dacă e voia Ta, dă-mi viață. Dacă nu-i voia Ta, eu am plecat. Așa am spus eu. Și când m-am trezit dimineața și am văzut cerul senin, m-am trezit cum s-ar naște un copil din nou, în jurul meu alergau medicii și am spus în gândul meu, Doamne, mi-ai dat a doua șansă să înțeleg ce e bine și ce e rău. Cine e anturajul potrivit și cine nu e potrivit. Și din ziua aceea, de când am înțeles că trăiesc, când mi s-a dat o șansă din partea lui Dumnezeu, am început să înțeleg că viața cu totul are o altă trăsătură. Igor Ivanci, dacă era un medic atât de bun, cu o inimă atât de largă, după ce m-a adus în salon, după operație foarte complicată, peste o perioadă mi-au găsit un virus în sânge. El a început să plângă, spune, măi copile, ce ai tu din una în alta? Spune, nici aici n-am să te las. A făcut tot posibil să-mi scoată virusul din sânge. Și peste o perioadă de timp, cu mine erau alți pacienți în salon și aveau un magnetofon. Și dimineață, foarte greu, m-am sculat, mi-am spălat dinții și am pus o muzică. Și eu, la muzica aia, am început să fac 2 pași dansând, că mie la școală foarte mult îmi plăcea dansul, ritmul. Și în momentul ăla intră Igor Ivanci. Spune, bine băiatul meu, văd câte un pic deja dansez.